Vă salut, prieteni! Uite, un pic de emoții, pentru că de dimineață a plecat Alexandra, a venit aici la păr, uite, tot, că vorbim, că vine vorba de păr, numai urme de Kenzo pe mine. Ea a plecat la păr, eu am avut de umblat de dimineață, de rezolvat una alta și mi-a trimis poză. Cum i-au pus vopseaua sau nu știu ce s-a întâmplat acolo după aceea, dar în orice caz o parte e blond și au zis că s-a făcut blondă. Ea a mai fost roșcată, acum șatenă sau cum se numește culoarea, dar acum blond. Mi-e greu așa, nu știu, nu că mi-e greu să-mi imaginez blondă. Dar e, nu știu, e prea deșteaptă ca să fie blondă. Un pic așa am emoții. Nu în emoții, în ideea în care i-ar sta bine sau i-ar sta rău. Pentru că roșcată extraordinar de bine, șatenă extraordinar de bine. Dar acum sunt curios să văd cum îi stă blondă. Dacă chiar s-a făcut blondă. Dacă nu, cred că o bag în port bagaj pentru că mi-a dat tensiune. Opa. Haideți să n-o lăsăm să vină pe jos. Chiar atât. Mergem puțin cu spatele. Și. Nu-i blond. Tu l-ai, doamne. Unde vrei să te baci? N-am cum, hai tu. Nu, na. Ce ți-ai făcut, mami, ombre? Da. Ați văzut că știu de numire. Doamne, ce frumos e fata mea. Îți place? Da, iubirea vieții mele, foarte frumos. Stai așa într-o dungă să le arăt părul tău. Yo. Ce păr fain are. Păr bălai. Păr bălai. Vă las că-s la volan. Bun, balaiaj, am ajuns acasă. Mi-am făcut rapid un shake. Pentru că e ora 4:05. Cât e ceasul? Cât e ceasul, mami? 5? 3:40. E 4:30 deja? Fai de capul. E 4:30, mai am 2 ore și un pic mă uc la antrenament. Mi-am făcut un shake. Uite aici. O, de prepeliță, foarte important. M-am învățat minte. Nu mai aruncați ambalajul ăsta, pentru că nu știți, vă știu, vă cumpărați acum, după aia plecați 3-4 zile, mai uitați o zi. Și mai știți când l-ați cumpărat, până când are termenul de valabilitate. Și apoi ce faci? Mergi la risc sau le arunci? Dacă mergi la risc, nu mai vezi că te îngălbenești. Dacă le arunci, duses. Bun. Am pus iaurt grecesc, lapte din ăla de cocos, cu migdale, ouă de prepeliță, unt de arahide. Unde e aici? Uite, iaurt din ăsta Olympus. E bun de număr. Unde arahide și polen, foarte important polenul. Eu mănânc și dimineața și așa că mai fac și ei când bag și așa. Bun, toate asamblate și un avocado. Și dăm bătaie că ne pregătim de antrenament. Sleeping Beauty. Băi, monstruleților, ce faceți voi? Rocky? Nu, ce ai pe față, mă? Ce are la pochi? Monstruletilor! Așa, mamă. Deci pe asta ce bagă cu porcul? Bă! Că-i lași. Ce vă pasă, bă? Asta suspină în vis. Ia. Tu pe Rocky faci cuca? Kenzo. Tu stai și dăr pe Rocky. O mică pauză de masă, prieteni, și acum dezbatem subiectul nuggetilor. Ia uitați. Arată bine, delicios, dar întrebarea este cât sunt de sănătoși. Ăia de la McDonald's s-au dovedit că nu aveau deloc carne de pui.
Deloc. Ăștia au mami. Yummy. Ăștia au mami, yummy. Uite aici un sos de susan. Perfect, dă-l bag. Bag acolo. Am dat pe mână. N-are nimic, mâna o mănânc eu. Bagă sosul de susan. E dulce? Dulceag. Acrișor, dulce, acrișor, dulce, acrișor. Și ceva fermecător. Încă sos de sare. Da, stai. Nu-i soi. Pardon, nu-i soi asta. Susan. Am zis că e făcut cu sos de soia. Prieteni, uite, acum am venit de la Mega. Adică, da, venim de la Mega Image. Am făcut cumpărături și scumpa mea iubită viitoare soție a avut norocul. Știți când am câștigat Z3-ul? De-am făcut vlog. No, și de data asta a avut norocul de, uite, că a câștigat o mașină. De aia mică, faină, de numai, de oraș, cum ar veni. Foarte faină, vă dați seama ce norocos e. Arată-le poză cu mașină. Mașinuță roșie, țupitați-le. Da, și poză, o și personalizez. Ai, oi, oi, o tunează. O tunează, ea face tuning-uri. No, personalizează, mami, mers. Mor de când o văd așa. Uite, chiar acum vorbeam, vă arăt când ajung sus ce-am cumpărat. O plasă. Țineți minte cât erau de la Kaufland? Cu 3.400.000. Uitați cât e de la Mega Image. Dă pe afară că chipsuri și sunt plute cu aer. Numai din aia dă pe afară. Dar vă arăt sus. N-o dă-i pupici, du-te pup. Hai să mergem să-l pupăm pe Kenzo. Pe Kenzo. Du-te de pupici. Du-te, tată. Du-te de pupici. Nu, pupă-l. Pupă-l. Pupă-l, tată. Frățiorul tău... Nu-i voie. Ai văzut? Ăla-i ninja. Că vorbim de frigider. Acolo lăsăm și mango și avocado. Două bucăți de New York steak. Ia uite așa cum vreau. Îmi place să fac așa pe carne. Înțeles. Rozmarin, Viva, gustul copilăriei. Șampon uscat. Asta pe care v-am prezentat-o și data trecută, foarte bună. Să pot să le iau, nu? Da, mai pot să le bagi în frigider. Un suc de portocale. În burtă. Ouă. Magnum, foarte bun asta, mini. Deci, asta e suficient cât să te saturi și să nu te grețolești. Bine, nu cred că te saturi cu una. Ba da. Te saturi. Un șampon, nu șampon, gel de duș. Roșii Sherry, foarte bun. Astea sunt mini, dar sunt mini cu adevărat mini. Nu astea, sau nu, celelalte erau mai mici, așa mai. Erau mai mici. Alea cele mai mici sunt cele mai bune. Avocado, castraveți, poftiți la dos și porumb cu chili. Pentru că facem vita și vă dați seama ce o să iasă nebunie. Mini. Ăștia fac lupte greco-romane. Mică l-a mușcat, ai văzut? Prostă. Ce? Uite cum au văzut că îi vedem și ni. Unul se face că se curăță. Hai să du-te, pupă-l. Du-te în păcat. Pe Kenzo, pupă-l pe Kenzo. Hai să-l pupăm. Împăcați. Nu pe mine. Nu împăcați. De aici la Lolinzve? Da. Hai să-l pupăm pe Kenzo. Du-te pupă. Pe Kenzo. Nu pe mine. Nu vrea. No, ce vrei să te alinți? Ce dorești? Ce vrei? Tu vrei să fii băgat în seamă? Tu vrei să te alinzi la mama? Tu ce vrei? Kenzo se tirează, bandit, Kenzo. Bravo, tată. Na. Du-te, pupă-l. Ce poziții gândești că e Oliveira? Asta e Oliveira. Pupă-l. Rocky, hai să-l pupăm. Ei, frumos sunteți. Ei, știi că ești frumos și tu.
Lăsa să încearcă să apropie, nu poate. Da, vi să-l pup, eu îl țin și tu-l pupi. Da. Da, de ce pisic și cățel. Cred că e chiar ăla. E bun de numai. Uh-huh. Deci ea spune că asta e mai bună decât asta. Păi uite-te cum se vede. Vezi diferență? Sau nu? La culoare e diferență, nu știu la culoare, da, să vedem. Uite, uite, la textură. Apasă aici. Da, asta e mai... moale. Uh-huh. Asta e mai țapă. Lasă că vedem. Prieteni, o primă recenzie, să zic așa, carnea de aici nu e deloc așa, zic, suculentă sau nici măcar cealaltă, știți că erau două, una mai roșie, una mai așa, mai rozalie, sunt la fel amândouă, nu? De tare. La fel de tare, da. Deci, nu, nici nu se compară cu carnea pe care am luat-o la Kaufland. Cu toate că e diferită, că nu e aceeași parte. Asta e fără grăsime. Da, dar asta ar fi, cu toate că e fără grăsime, nu trebuie să fie mai... Pe cât are mai multă grăsime, cât e mai gustoasă. La textură. Chiar dacă e mușchi sau carne, trebuie să fie fragedă. Păi, da. Suculentă. Dar bine, ea e fragedă așa, uite cum se rupe, uite. Vezi? Doar că e... Gândești că șnițel mâncă. La textură. Dar cum e gustoasă, știi? E mai densă. Da. 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 Să zic așa, un 7,5. Da, ăsta. Ăsta. Și sarea. Doamne, ce bun. Foarte bun.